tuturor! Ne aflăm aici, în cabinetul domnului director al Colegiului Onisipul Ghidu, pe care l-am rugat să ne dea câteva detalii cu privire la viitoarele stații de practică internaționale pe care le vor face elevii noștri. Bună ziua, domnule director! Bună ziua! Vă rugăm să ne spuneți în ce constă această practică și care vor fi beneficiarii ei. Deci, în acest an este ceva deosebit față de anii precedenți. Dacă în anii precedenți depuneam un proiect pentru un astfel de stagiu de pregătire pentru copii de la matematică informatică, anul acesta s-a introdus o acreditare pe următorii 7 ani. Noi, în luna octombrie, am depus această acreditare pentru clasa de matematică informatică. Astfel, 16 elevi din fiecare generație vor face un stagiu de pregătire la firme de specialitate din Uniunea Europeană. E ceva deosebit de ce a fost până acum. N-a fost niciodată această acreditare și noi ne învățăm din mers și sperăm să facem în așa fel încât cât mai mulți beneficiari să fie din școală și să poată să participe la aceste stagii de formare. În paralel cu acest proiect pe formare profesională, care l-am depus pe VET, cum se numește programul respectiv, noi am depus și o acreditare pe educație școlară. Acest proiect pe educație școlară este mult, mult mai vast și cuprinde mai multe domenii. Ca să vă dau un exemplu, teme de actualitate, cyberbullying, toleranță și discriminare, managementul clasei, formarea profesională a cadrelor didactice pe competențe IT, protecția mediului și mai sunt și alte teme. Acreditarea primită pentru participarea la aceste stagii. Deci, odată primită această acreditare, în următorii 7 ani, noi o să putem depune proiecte pe o linie mai directă. Nu o să fie evaluate cu marea masă a proiectelor. O să se depună proiectul și o să fie evaluate doar din punct de vedere tehnic, nu și calitativ. Până acum se acordau punctaje și în funcție de punctaje luai sau nu luai proiectul. Acum, dacă proiectul îndeplinește condițiile tehnice, o să iei proiectul respectiv. Vreți să mai adăugați ceva în final? Cred că puteți pe fiecare domeniu în parte, pe formare profesională, să luați legătura cu doamna Alina Luncan, care să vă povestească mult mai multe despre aceste proiecte, iar pe educație școlară cu doamna profesoară Lucia Cighir, care și dânsa o să vă povestească exact câți beneficiari, câți profesori, câți elevi sunt beneficiari în fiecare astfel de proiect. Mulțumesc pentru timpul acordat. Și eu. Rămâneți cu ochii pe logo pentru.